mina. După aceea, curentul, colegul vostru a fost în scenă și a filmat și chiar spunea, da, te rade curentul, da, te rade, pentru că ești la nivelul scenei, se deschid depozitele când se schimbă decorurile, se deschid depozitele, alea nu sunt încălzite. Și atunci se face curent, pentru că se deschid și în stânga și dreapta și ei sunt obligați oamenii să deschidă pentru că schimbă decorul. E, și tu ești acolo. Și tot ce înseamnă praf, dacă e și balet, nu mai spun, că dansează în nasul tău. Eu după fiecare spectacol ajung să îmi simt nisipul de pe scenă până în capul pieptului, toată traheia, parcă e zgâriată cu glas papir. Sunt niște costuri pe care numai cei care dau de ele aici le sesizează. Numai că legiuitorii, care au fost ei din 2000 încoace, ar fi trebuit în momentul în care au făcut noul codul al muncii din 2003, parcă este, unde noi nu mai suntem într-o grupă de muncă grea, să fi venit să vadă care sunt condițiile în care. Dar nu, au făcut-o după ureche, cu multe s-au făcut în țara asta după ureche, dar eu sper în timp să se regleze. Dar e o chestiune de generații, cred. Pentru că ce se întâmplă în teatre se întâmplă la nivelul țării și, în general, o reașezare cere timp. Pourquoi m'avoir reçu? Était déjà coupable avant d'avoir vécu. Et vous, triste chemin, bois ambigu, talons cruels, tout le sang de mon cœur, que ne l'avez-vous bu, plutôt qu'être abreuvé par le sang paternel. Ești și sufleur și dirijor asistent. Cum se împletesc cele două? Să spun de ce se întâmplă treaba asta. Noi nu am avut și nu există în nomenclatorul de funcții funcția de asistent dirijor, deși este de mare necesitate. Și atunci noi, prin tradiție, eu de când am venit în teatru, maestru Martin Noiu și maestru Părșumesc Dragă, să știi că suflorul este dirijor asistent. Al doilea om în spectacol, deci trebuie să fii foarte atentă, foarte bine pregătită, da, trebuie să știi foarte bine toate rolurile, să le cânti. Eu cânt fiecare rol, că nu am voce cultivată în sensul ăsta, este altceva, dar eu cânt fiecare rol. În momentul în care trebuie să intervin, n-ai timp să citești. Dar sunt repetiții, sunt premiere la care dirijorul singur n-are cum să acopere întreg volumul de repetiții. Mai ales că sunt unele, se suprapun. Am făcut și Oedip și eu sunt foarte mândră că am putut să fac Oedip, pentru că sunt foarte mândră că Enescu a fost român, pentru că e una din operele cele mai importante care s-au scris vreodată. Și atunci, normal că mi se dau să lucrez repetițiile spectacolelor care se fac la noi în premieră. Și atunci când nu poate fi dirijorul, sigur că eu dirijez aceste repetiții. Foarte puțini oameni știu treaba asta. Țin minte când am avut 20 de ani de la terminarea facultății și m-am întâlnit cu foștii mei colegi. Unii dintre ei mi-au zis, vai, Smaranda, da? Totuși, ce trist așa să faci muzică de la 6 ani. Și înseamnă foarte multă privațiune toată treaba asta. Și să ajung suflor la operă să spui, pentru că ei cred că noi spunem vorbe și atât. Ei nu știu că noi facem, suntem muzicieni, suntem în ring. De asta nu mi-a plăcut în școală, când am predat muzică acei câțiva ani, pentru că te repeți, faci mereu același lucru. Înveți gama do major, înveți istoria muzicii, clasicismul și tot așa. Și în fiecare an e de la capăt. Dar nu ai nimic nou, nu vii cu nimic nou, nu te dezvolți. Dacă vrei, sigur, găsești alte supape. Dar de obicei, oamenii se blazează. Aici nu ai această perspectivă să te blazezi. Care este modalitatea în care suflați, practic? Pentru că, în general, cântăreții sunt atenți și la emisia vocală, și la cuvinte, și la ritm. Poate, la un moment dat, dirijorul va avea un alt tempo. Uh-huh.
Cum mă faceți auzită? Sau, mă rog, cum te faci auzită? Așa, Claudia. E o tehnică. Deci, cântărețul intră când îi dai tu intrarea. Deci, el ajunge la un anumit un reflex automat. Îi dai, intră, îi dai, intră. Și atunci tu trebuie să-i dai exact pe fracțiunea de secundă, moment, înainte de a intra el și când respiră. Pentru că dacă îi dai când cântă, degeaba îi dai. A, poți să-i dai intrarea muzicală, dar fără să-i dai începutul. Începutul, cuvântul sau tonul uneori, pentru că îl poate pierde. Îl dai exact când respiră, altfel n-aude. Dar și, ca, și atunci când cântă și are dificultăți și îl simți că se apropie de cușcă sau se uită cu coada ochiului la tine, îți dai seama că trebuie să intervii. Și atunci asigur că pronunți cuvântul, dacă nu e vorba de intrare muzicală strictă, pronunți cuvântul pe care îți imaginezi că ar trebui să îl dai foarte bine articulat. Un pic sâsit, pentru că e o tehnică pe care trebuie să o, să ți-o însușești ca să nu treacă în sală ce îi spui. Da, de multe ori, de exemplu, este așa o acustică ciudată încât nu te aud ei din scenă, dar te aude publicul. Da. Dar n-ai de ales la un moment dat ca să salvezi un lucru, na, te auzi un pic, asta este. În definitiv, este o, e o piesă de teatru, e o convenție, toată lumea știe chestia asta, nu? Dar se întâmplă și accidente. Bine că nu se moare. Dacă n-ai formă fizică bună, nu o faci. Ne-ați arătat la un moment dat chiar pe scenă cum intrați și de pe scenă și din fosă. În general, când se întâmplă să intrați direct de pe scenă? În cușculiță. Da, păi uneori avem pauză. Avem difuzoare în toate cabinele, uneori nu merg toate difuzoarele, că orice lucru se uzează și se mai și strică sau cineva care vrea să fie liniștit închide întrerupătorul, închide difuzorul și după aceea uite să-i dea drumul. Și tu poți să stai, să te relaxezi și de-abia când deschizi ușa vezi că a început să cânte orchestra, știu eu, un preludiu sau... Și op, nu mai am timp să intru în fosă, să deranjez colegii, că eu intru printre ei acolo. Și atunci mă duc pe scenă, dau puțin cortina la o parte și mă preling așa, șerpuitor. Da. În afara meseriei sau, până la urmă, cred că este și o artă. Uh-huh. În afara artei pe care o faci, ce îți mai place să faci și altceva? Mai există și altceva în afară de ceea ce se întâmplă? Da. Ce? Dau un bănuț dacă ghicești. De cântat, nu? Mm. Nu, n-am cu ce. Mi-a fi plăcut, dar n-am cu ce, nu. Totdeauna am fost conștientă de chestia asta. În afara muzicii? Mm-hmm. Mie îmi place, în general, să construiesc. Nu contează ce. Aici îmi place să construiesc. Când eram în conservator, construiam, da, alături de colegii mei regizori, construiam un spectacol. Așa, ca la Lego, nu? Ca la puzzle. Îmi plăcea chestia asta. Îmi place, da, îmi place arhitectura și designul interior. Și mi-am construit două case eu. Da, mi-a plăcut. Dacă aș avea și timp și posibilități, aș construi într-una. Da, mi-ar plăcea. Cred că dacă n-aș fi făcut muzică, asta aș fi făcut. De fapt, acum câțiva ani am vrut să mă înscriu la arhitectură, așa, ca hobby. Dar o fac 6 ani și numai la zi. Și am renunțat. Dar îmi place. Îmi place să grădinăresc, îmi place să aranjez o grădină, nu neapărat să cresc planta aia.
Da, să o aranjez. Cred că multe lucruri ar trebui să-ți placă în viață ca să nu te plictisești. Și să guși din fiecare, știi?